Vă salut cu pacea Domnului și vă spun un bun venit într-un nou studiu al Sfintelor Scripturi, culegând binecuvântările lui Dumnezeu. Textul de memorat îl găsim în Iosua, capitolul 24, cu versetul 15. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Pierderea în familie. În această săptămână deschidem următoarea carte din Biblie. Aceasta se numește Rut și este o istorisire scurtă, foarte interesantă, despre o tânără care poartă acest nume. Nu știm cu exactitate când a fost scrisă această carte scurtă, însă oamenii din istorioară au trăit în perioada când judecătorii conduceau în Israel. Numele personajelor erau Elimelec și Naomi, soția lui, și cei doi fii ai lor, Mahlon și Chilion. Casa lor se găsea în Betleem, acolo unde avea să se nască Isus câteva sute de ani mai târziu. Nu mai plouase de mult în partea aceea a țării unde trăiau ei, așa că nu se găsea suficientă hrană. Familia lui Elimelec a decis să se mute în țara Moab, din apropiere, unde ar fi găsit mâncare din belșug. După ce familia sa s-a așezat în Moab, Elimelec s-a îmbolnăvit și a murit, lăsând-o pe Naomi singură cu cei doi fii ai lor. Aceștia s-au căsătorit cu femei moabite, Orpa și Rut. Naomi își iubea nurorile, iar ele o iubeau la rândul lor. Însă atunci când ambii ei fii au murit, cele trei femei au rămas fără niciun ajutor. Trecuseră 10 ani de când familia lui Naomi plecase din Betleem. Când a auzit că nu mai era foamete acolo și că Dumnezeu îi binecuvântase țara, s-a hotărât să se mute înapoi în cetatea ei de origine. Ce au hotărât Orpa și Rut să facă atunci când Naomi le-a spus despre planurile ei? Haideți să vedem ce găsim scris în Rut, capitolul 1, cu versetele 6 și 7. Apoi s-a sculat ea și nurorile ei ca să se întoarcă în țara ei din țara Moabului, căci aflase în țara Moabului că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Ea a ieșit din locul în care locuia însoțită de cele două nurori ale ei și a pornit ca să se întoarcă în țara lui Iuda. În timp ce mergeau, Naomi se gândea la Orpa și la Rut. Simțea că nu este corect ca ele să vină cu ea. S-ar fi găsit într-o țară străină, departe de familiile ei și prietenilor. Ar fi trebuit să învețe modalități noi de a trăi, diferite de cele cu care ele erau obișnuite. Mai mult, amândouă erau încă tinere și s-ar fi putut căsători din nou, iar asta s-ar fi întâmplat mai ușor în țara lor de origine. Naomi le-a împărtășit gândurile ei. Tinerele au plâns pentru că nu voiau să o părăsească. Aplicație. Crezi că i-a fost ușor lui Naomi când și-a pierdut soțul și fiii? Poate că se simțea încurajată de istoria lui Iov și de promisiunea învierii. Întoarcerea acasă. În timp ce mergeau spre Betleem, cetatea de origine a lui Naomi, acestea le-a spus nurorilor ei că s-a gândit că ele ar trebui să se întoarcă înapoi în țara lui Moab. Sunteți destul de tinere ca să vă căsătoriți din nou, le-a amintit ea. O să fiți cu familia și prietenii voștri. Ce au răspuns tinerele? Rut, capitolul 1, cu versetele 9 și 10. Să vă dea Domnul să găsiți odihnă fiecare în casa unui bărbat. Și le-a sărutat. Ele au ridicat glasul și au plâns și au zis, nu, noi vom merge cu tine la poporul tău. În cele din urmă, Orpa a luat hotărârea de a se întoarce înapoi în Moab. În timp ce se îndepărta, Rut s-a agățat de Naomi, insistând că nu o va părăsi. Naomi era convinsă de sinceritatea ei și probabil că în timp ce mergeau împreună s-a simțit mângâiată. Haideți să vedem ce a spus Rut la Naomi. Naomi a zis către Rut, iată, cumnata ta s-a întors la poporul ei și la Dumnezeu ei, întoarce-te și tu după cumnata ta. Rut a răspuns, nu sta de mine să te las și să mă întorc de la tine. Încotro vei merge tu, voi merge și eu. Unde vei locui tu, voi locui și eu. Poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Unde vei muri tu, voi muri și eu și voi fi îngropat acolo.
Facă-mi Domnul ce o vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine, decât moartea. Naomi, văzând-o hotărâtă să meargă cu ea, n-a mai stăruit. Prietenele lui Naomi s-au bucurat să o revadă. Când a ajuns la Betleem împreună cu Rut, veștile s-au răspândit rapid. Naomi s-a întors. Toată lumea era încântată și îngăduitoare. Elimelec și cei doi fii nu mai erau cu ea. În timp ce Naomi vorbea cu oamenii, le-a spus că nu mai simțea că îi se potrivește numele Naomi și că Mara era un nume mai nimerit. Naomi însemna plăcută, iar Mara amărăciune. Naomi plecase din Betleem plină și părăsiseră cetatea în timpul foametei și se întorsese simțindu-se goală, chiar dacă acum se găsea hrană din belșug în țara ei. De când plecase din Betleem, în urmă cu 10 ani, își pierduse întreaga familie. Când cele două femei au ajuns în Betleem, era timpul seceratului orsului. Ruth i-a cerut permisiunea lui Naomi să se ducă pe câmpiile din jurul Betleemului și să adune spicele rămase în urma secerătorilor, astfel încât să aibă ce mânca. Această acțiune se numește culegere. Naomi și-a dat acordul cu bucurie. Prietenele lui Naomi erau recunoscătoare că Ruth se comporta ca o fică față de aceasta. Ea își iubea cu adevărat soacra și făcea tot ce era posibil ca să se îngrijească de ea. Aplicație. În loc să aștepți să ți se ceară, te oferi vreodată să fii de ajutor, așa cum a făcut-o Ruth? Culesul. În Israel, culegătorii aveau voie să meargă în urma secerătorilor și să culeagă spicele rămase în urmă. De fapt, secerătorii lăsau intenționat spice în urma lor. Acest lucru se făcea pentru ca săracii să poată aduna hrană pentru familiile lor. Naomi i-a dat lui Ruth permisiunea să-i urmeze pe secerători pe câmpul de ors și să culeagă în urma acestora. Pe câmpul cui a cules ea în prima zi? Ce știm despre proprietarul acelui câmp? Haideți să vedem ce găsim scris în Ruth, capitolul 2, cu versetele 1 și 3. Naomi avea o rudă după bărbat. Acesta era un om foarte bogat, din familia lui Elimelec, și se numea Boaz. Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Mai târziu, în aceeași zi, Boaz a venit la câmp și și-a salutat muncitorii. Domnul să fie cu voi, le-a spus, iar ei i-au răspuns politicoș. Domnul să te binecuvânteze! După aceea, el i-a întrebat despre străina care culegea spice. I s-a spus că era tânăra care se întorsese cu Naomi din Moab și că lucrase toată dimineața. Boaz și-a făcut timp să vorbească cu Ruth. I-a spus să continue să culeagă de pe ogorul lui și să stea aproape de slujnicele lui. Slujitorilor lui le-a spus să nu o deranjeze, iar când avea să-i fie sete, putea să bea apă din vase. Ruth era foarte recunoscătoare, dar nu putea înțelege de ce era Boaz așa de bun și de ce se interesa de ea. Ce a răspuns el când ea l-a întrebat despre asta? Versetele 10 la 13. Cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Boaz i-a răspuns, mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacră ta, de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub al cărui aripi ai venit să te adăpostești. Și a zis, o, să capăt trecere înaintea ta, Domnul meu, căci tu m-ai mângâiat cu vorbele tale. Au mers la inima slujnicei tale și totuși eu nu sunt nici măcar ca una din slujnicele tale. Când era vremea să prânzească, Boaz a invitat-o pe Ruth să se alăture muncitorilor lui, iar după prânz, când ea s-a dus înapoi să muncească, el le-a dat lucrătorilor instrucțiuni speciale ca să o ajute. Ruth a lucrat din greu toată ziua aceea. După ce a bătut spicele culese, a adunat aproape o efă de ors. Cât de mulțumit avea să fie Naomi! De-abia aștepta să-i spună totul despre prima ei zi de cules și să-i dea hrana păstrată pentru ea de la prânz. Aplicație. Oamenii lui Dumnezeu
ar trebui să aibă întotdeauna grijă de săraci. Nu ar trebui să profităm niciodată de cei care au nevoie de ajutorul nostru. Binecuvântată de Dumnezeu! În timp ce își asculta Nora, după prima zi de cules, Naomi și-a dat seama că Ruth nu ajunsese întâmplător pe ogorul lui Boaz. Cu siguranță că Dumnezeu o îndreptase acolo. Ruth a continuat să lucreze împreună cu alte slujnice pe ogorul lui Boaz până la sfârșitul seceratului orzului și al grâului. În fiecare zi, culegea cu credincioșie alături de celelalte slujnice pe ogorul ce-i aparținea lui Boaz. Ruth și Naomi erau recunoscătoare pentru interesul binevoitor manifestat de Boaz și de lucrătorii lui față de Ruth, precum și pentru cantitatea de cereale pe care o aducea acasă. Acestea le-ar fi putut ajunge până la următoarea recoltă. Oare Ruth își dădea seama în timp ce culegea cerealele că Dumnezeul lui Israel era cel care o binecuvânta? Probabil că învăța tot mai multă despre el. În timp ce Ruth era la cules, Naomi se gândea la legile pe care Dumnezeu le dăduse poporului Israel. Printre acestea, se menționa că pământul deținut inițial de o familie trebuia să revină în aceeași familie. Dacă pământul trebuia să fie vândut pentru plata unei datorii, putea oricând să fie răscumpărat și returnat urmașilor proprietarilor inițiali. În cazul în care proprietarul terenului murea și nu avea niciun fiu care să-l răscumpere, mai târziu, cea mai apropiată rudă îl putea recupera dacă se căsătorea cu văduva proprietarului mort și dădea pământul primului născut din acea căsătorie. Familia lui Naomi e o dovadă a felului cum se aplica legea. Elimelec și fiii lui muriseră, iar Naomi le vânduse pământul. Ea era prea bătrână ca să se mai căsătorească și să crească un alt fiu care să aibă grijă de pământ. Dar dacă Ruth s-ar fi măritat cu cea mai apropiată rudă a lui Elimelec, acesta ar fi putut răscumpăra pământul, iar fiul lor l-ar fi moștenit și l-ar fi păstrat în familie pentru urmașii lor. Aplicație. Dumnezeu i-a dat poporului Israel legi înțelepte care să-i protejeze pe săraci și să asigure fiecarei familii un loc unde să trăiască. Se mai interesează El de noi și în ziua de azi? Haideți să citim Matei, capitolul 6, cu versetele 25 la 33. Nu vă îngrijorați de viața voastră gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mea mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului, ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare și totuși Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși, vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Aria. În timp ce Naomi se gândea și se ruga pentru viitorul nurorii ei, era tot mai convinsă că Dumnezeu dorea ca Ruth să se căsătorească cu Boaz. Nu doar pentru că era o rudă bogată care ar fi putut răscumpăra pământul, ci și pentru că era un bărbat bun și blând, care putea avea grijă de draga ei Ruth, făcând-o fericită. Cum zilele de seceriște vară se apropiau de final, Naomi știa că nu trebuie să mai aștepte înainte să-i spună lui Ruth la ce se gândise. Voia să stea de vorbă cu ea cât timp Boaz era încă ocupat cu grânele lui. Într-o zi,
A auzit că el avea să muncească la arie, așa că i-a spus lui Ruth planul ei și a învățat-o cum să procedeze, astfel încât Boaz să devină conștient de situație. Pe vremea aceea, totul era diferit. În acele vremuri, propunerile se făceau altfel. În timp ce Ruth asculta ce spunea Naomi, probabil că totul îi se părea foarte ciudat, însă a fost de acord să urmeze instrucțiunile lui Naomi. La miezul nopții, Boaz s-a întins să se culce, dar a simțit ceva la picioare. S-a trezit instantaneu. "Cine ești?" a întrebat în șoaptă. "Sunt Ruth, slujnica ta." Veni răspunsul înapoi. "Ia-o pe slujnica ta sub aripa ta, căci ești rudă apropiată." Boaz știa ce vrea să spună. Luând-o sub aripa lui, însemna că ea și Naomi doreau ca el să fie răscumpărătorul lor, căsătorindu-se cu Ruth. Așa se obișnuia să se întrebe. Boaz știa că Ruth era o femeie încântătoare și că s-ar fi putut mărita cu un bărbat mai tânăr, însă ea alesese să se îngrijească de Naomi și să-i fie loială ei și Dumnezeului ei. Probabil că Naomi nu a dormit prea mult în noaptea aceea, iar când Ruth s-a întors acasă dimineața și a povestit ce s-a întâmplat, aceasta nu mai avea nicio îndoială că, în curând, Boaz avea să se îngrijească de dorințele și nevoile ei. Poate s-a rugat ca nu cumva o altă rudă și mai apropiată să dorească să le fie răscumpărător. Aplicație. Naomi se purta ca o mamă cu Ruth, iar aceasta, la rândul ei, se purta ca o fică blândă și ascultătoare, de care dintre porunci asculta ea. De care credeți? Ruda răscumpărătoare. Naomi avea dreptate că Boaz urma să le ajute. Chiar în dimineața următoare, el a chemat cealaltă rudă și 10 dintre bătrânii cetății. I-a lăsat pe aceștia să afle care sunt nevoile lui Naomi. De îndată, cealaltă rudă a spus că va răscumpăra pământul. Ce a făcut când Boaz a adăugat și celelalte obligații care îi reveneau? Ruth, capitolul 4, cu versetele 5 și 6. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să spun: cumpără-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Dar dacă nu vrei, spune-mi ca să știu, căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare. Și după tine, eu am dreptul acesta. Și le-a răspuns: o voi răscumpăra. Boaz a zis: în ziua în care vei cumpăra țarina din mâna Naomi, o vei cumpăra în același timp și de la Ruth. Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns: nu pot să o răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea. Ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să o răscumpăr. Dumnezeu se ocupase de toate și înțelegerea a fost după obicei. Bătrânii și privitorii au fost martori că Boaz răscumpăra pământul și o lua pe Ruth de nevastă. Și ei și-au adresat binecuvântările. Boaz s-a căsătorit cu Ruth, iar când s-a născut primul lor copil, Naomi a devenit o bunică fericită. Femeile din vecinătate s-au bucurat împreună cu ea. Copilului i-au pus numele Obed. Nimeni nu știa că el va ajunge bunicul împăratului David și un strămoș al lui Isus. Aplicație. Adam și Eva au primit în stăpânire pământul. Dumnezeu i-a făcut conducători, dar ei și-au pierdut stăpânirea când au ascultat de Satana și au ajuns sclavii lui. Nu exista decât o singură cale prin care stăpânirea și libertatea să fie câștigate înapoi. La fel ca Naomi și Ruth, și ei aveau nevoie de o rudă care să le fie răscumpărător. Știm că acea rudă este Isus. El s-a făcut unul dintre noi, un om adevărat, astfel încât să ne fie o rudă adevărată. El chiar a spus că oricine face voia lui Dumnezeu este fratele sau sora lui. Prețul pe care l-a plătit ca să ne răscumpere a fost să ia asupra lui uriașa datorie a păcatelor noastre și să sufere moartea teribilă cauzată de aceste păcate. Dar asta nu a fost tot. Moartea lui Isus a răscumpărat și stăpânirea pierdută lumea noastră. Satana a pretins-o încă de la păcătuirea lui Adam și a Evei și încă o pretinde prin agenții lui umani. Însă Dumnezeu conduce lumea, iar la sfârșitul războiului, stăpânirea va fi luată din mâinile agenților umani ai diavolului și va fi dată oamenilor pe care i-a răscumpărat Isus. După aceea, lumea noastră va fi nouă și perfectă, iar stăpânirea nu va mai fi pierdută niciodată. Fiți
binecuvântați! Domnul cu voi!